Orașul și Mleul Silvaniei prin Muzeul Holocaustului a devenit un pilon central în ceea ce privește memoria trecutului evreiesc și în special a tragediei Holocaustului. Prin intermediul proiectelor educaționale am reușit să contribuim la formarea unui număr impresionant de cadre didactice în acest domeniu. Am fost sprijiniți în acest demers de către instituții internaționale ca Yad Vashem, Comisia Suedeză de Luptă Împotriva Antisemitismului, dar și de instituții naționale ca Federația Comunităților Evreiești din România, Institutul Elie Wiesel sau Inspectoratele Școlare. Mâine, 27 ianuarie, președintele României, Klaus Iohannis, a decis să ofere distinția de onoare pentru întreaga activitate Muzeului Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord, în cadrul unei ceremonii la Palatul Cotroceni. Această distinție ne onorează și ne obligă în demersul nostru de a construi un viitor mai bun și mai sigur prin educație. Îl invit în continuare să ia cuvântul pe domnul Virgil Țurcaș, prefect al județului Sălaj. Vă mulțumim! Distinși oaspeți, doamnelor și domnilor, este foarte dificil să vorbesc după antevorbitorii mei, după profunzimea mesajului lor. Trebuie să vă spun că sunt onorat să particip astăzi la acest eveniment. Un eveniment important al comunității evreiești, dar nu doar al comunității evreiești, pentru că este un eveniment important al nostru, al tuturor, dacă doriți, al umanității. Am aruncat o privire, așa și prin presa vremurilor, să văd ce se întâmplă în acest moment în Europa. Am văzut foarte multe dezbateri, oameni importanți cu discursuri foarte frumoase în acest proces de comemorare a victimelor Holocaustului. Iată că și noi ne-am adunat aici pentru acest lucru și e foarte important să empatizăm cu ce s-a întâmplat în acele vremuri. Știm cu toții că nu cu multă vreme în urmă, în secolul 20, știm cu toții din istorie, Hitler, Stalin sau, dacă vreți, Mao, parcă au intrat într-o competiție în acest proces de exterminare, care să extermine mai mulți oameni. Sunt evenimente tragice în istoria umanității, dar după o istorie a Holocaustului care a fost și expusă, foarte mulți dintre noi ne-am documentat cu privire la acest lucru. Aici poate aș avea câteva observații. Am observat poate și la nivelul de vârf ale societății, Parlament și așa mai departe, decidenți. Poate nu a reușit să înțeleagă în profunzime acest subiect, datorită poate unei lipse de documentare, datorită unei superficialități a lor, dar cred că dacă oamenii politici ai vremurilor din Europa ar înțelege acest lucru, atunci nu ar putea să se întâmple într-o societate postmodernă sau contemporană, nu ar lăsa să se întâmple astfel de crime, să le spun așa. Știm câteva lucruri despre Holocaust. Eu personal am citit foarte multe cărți în studenție și după și cred că și tânăra generație care în vremurile noastre are acces la astfel de informații, fie că sunt documentare, producții cinematografice, fie că sunt cărți, fie că sunt întâlniri, cum este cea de astăzi, sau metode moderne, pentru că avem la îndemână internetul în ziua de astăzi și avem, iată câte instrumente avem la îndemână pentru a ne documenta, pentru a ne pune la punct din, din această perspectivă. Și sunt la nivel de purtător de mesaj, tânăra generație și cei care conduc acum ar trebui să înțeleagă foarte multe lucruri. Avem aproximativ 6 milioane de victime ale Holocaustului, avem, din care
un milion și jumătate de copii. Știm cum s-au întâmplat, în lagări de exterminare și așa mai departe. Întâlnirea la care și eu particip astăzi este una la care trebuie să recunosc că nu am mai participat până în acest an aici, dar prezența de la nivel de vârf, delegații din străinătate, din Israel, prezența de la nivel de vârf nu fac decât să confirme sau decât să aprecieze munca pe care o fac colegii noștri de la Șimeu, Muzeul Holocaustului din Transilvania de Nord și Primăria Șimeului Silvanei. Din această perspectivă, doresc și eu să vă mulțumesc pentru faptul că s-a așezat Șimleul, Sălașul, dacă pot să spun așa, pe o hartă a culturii, dacă putem să spunem, istoriei culturii civilizației europene. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență, un gând bun tuturor și celor care ați inițiat aceste demersuri pentru cunoașterea acestei părți întunecate a istoriei. Vă doresc în continuare multă putere de muncă și mult succes!